comunității, astfel încât să nu mai existe decât Biserica Ortodoxă. Pe parcurs și-a dorit să fie un primar pentru toți membrii comunității, indiferent de apartenența religioasă sau politică. Iată de ce, în 2011, primarul s-a implicat personal pentru a face posibilă prezența grupului Speranța la Repedea. În 2010 mi-a zis domnul Beuca de la Poenile sub Munte, zice, Pale, faci mult pentru Repedea și pentru toți ucrainenii. Ar fi bine să faci și tu ceva pentru... și pentru Domnul Iisus Hristos. Și l-am întrebat ce să fac, mă Ionă. Ar fi bine să inviți pe Speranța. Eu îi mulțumesc în primul rând soției mele că m-a acceptat cum sunt eu. Unii mă știți, unii mă știți de rău, unii mă știți de bun. Așa cum m-a dat Domnul Dumnezeu, asta îi fac eu. Unii m-au acuzat că vor veni Speranța din America, din Australia să facă mie politica. Nu! Politica vom face toți Domnul Iisus Hristos. Nu se face politica pentru un partid, se face pentru bunul Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos. Comuna este situată în județul Maramureș, foarte aproape de granița cu Ucraina și are un singur sat care poartă același nume. Aici există o comunitate ucrainiană puternică. Practic, românii reprezintă sub 3% din totalul populației, în timp ce ucrainienii sunt în procent de 97%. Din punct de vedere religios, comunitatea creștină evanghelică depășește 30% din populație, în timp ce 60% dintre localnici aparțin bisericii ortodoxe. Seara de evanghelizare urma să aibă loc în data de 13 iulie 2011 pe terenul de fotbal din localitate. Localnici au răspuns în număr mare la invitația făcută de organizatori, deși pe parcursul programului au avut de înfruntat arșița unei zi caniculare. În mesajul său, adresat publicului, pastorul Luigi Mițoi a îndemnat pe localnici să renunțe la viața trăită în străinare de Dumnezeu, să-și mântuiască sufletul și să se împace cu Dumnezeu. Mă uit la unii dintre dumneavoastră, sunteți ca părinții mei. Când a trecut timpul așa de repede? Cât o zi a fost viața? Mâine, poi mâine, punem mâinile pe piept și rămâne în urmă un trup neînsuflețit pe care îl plâng copiii, dar neavând încotro îl duc la cimitir. Însă, Duhul de viață se duce la Dumnezeu ca să-L judece. Și Scriptura ne spune următorul lucru. Omul moare o singură dată și apoi vine judecat. Dumneata ai impresia că o să rămâi mereu tânăr? Această tânără a dat curs provocării făcute de pastor, venind în față, plecându-se pe genunchi și rugându-se fierbinte pentru iertarea de păcate. Gestul ei este urmat de acest bărbat care ulterior a mărturisit că se simte ca și cum ar fi scăpat de toate necazurile. Eliberarea de păcate i-au adus pacea și bucuria în suflet. Domnul care s-a alăturat celor doi s-a simțit vizat de cuvintele pastorului și a decis să-și schimbe modul de viață. Din public se desprind și alți oameni, tineri sau în vârstă, doritori să se apropie de Iisus și să aibă un nou început. Ei îngenunchează într-un gest pios, cu privirile înlăcrimate, căutând pacea pe care o aduce împăcarea cu Dumnezeu în Hristos. De acolo de unde ești, dragul meu, te rog să vii aici, ca să te rugăm pentru sufletul vitale, să chemăm puterea Duhului Sfânt să te schimbe și sângele lui Iisus să te ierte și să te curățească. La Baia Mare, Speranța a revenit frecvent în turnele organizate de la un an la altul. În 2011, programul urma să se desfășoare pe stadionul municipal în seara zilei de joi, 14 iulie. Fusese o zi frumoasă de vară, fapt ce a înlesnit participarea unui număr mare de băimăreni. Repertoriul muzical prezentat de Speranța a creat o atmosferă de sărbătoare, mesajul cântărilor interpretate într-o manieră sensibilă, apropiindu-i pe oameni de Dumnezeu.
Cuvântul predicat de pastorul Luigi Mițoi a rezonat cu nevoile spirituale ale băimărenilor. Aproape de finalul programului, în tribune puteau fi observate persoane sensibilizate de Evanghelie și aflate sub cercetarea Duhului Sfânt. Rezolvați-vă problema veșnică. Aveam vârsta ta când am făcut lucrul acesta cu 28 de ani în urmă. Astăzi sunt un om fericit și împăcat cu Dumnezeu și am inima liniștită. Prin cineva care a murit în locul meu ca să-mi ierte toată rușinea și toată vinovăția, Dumnezeu să te binecuvânteze. Vă chem pe toți, scumpii mei, mame, tați, soții și soți, copii, tineri și bătrâni, veniți de acolo de unde sunt. În câteva minute, aproape de scenă, se aflau zeci de oameni cu lacrimi în ochi, rugându-se pentru mântuire, pentru pacea lăuntrică și pentru un nou început. Tânăra pe care o urmăriți acum a mai avut de-a face cu astfel de evenimente, însă în această seară a căpătat certitudinea că Evanghelia o privește în mod personal. Bărbatul din imagine a venit în față mai hotărât ca niciodată să pună în practică adevărurile spirituale pe care le-a auzit în această seară. Vrea să se pocăiască și să aibă o viață curată în prezența lui Dumnezeu. La Ulmeni, acțiunea de evangelizare s-a derulat în apropierea primăriei pe un teren de sport în după-amiaza zilei de vineri, 15 iulie, începând cu ora 18. Speranța a revenit frecvent în acest mic orășel, dată fiind și legătura pe care o au unii membri din grup cu aceste locuri. Fiind început de weekend, publicul a răspuns în număr mare la propunerea de a petrece un timp devoțional, binecuvântat, în prezența lui Dumnezeu. Acest spațiu folosit pentru acțiuni sportive s-a transformat preț de câteva ore într-un loc dedicat comuniunii cu cerul. Pastorul Luigi Mițoi le-a vorbit oamenilor despre suflet și despre valoarea acestuia înaintea lui Dumnezeu. Le-a vorbit despre urmările păcatului și consecințele înstrăinării de Dumnezeu, provocându-i pe ascultători să iau o decizie concretă. Evanghelia a găsit și aici inimi deschise și doritoare după mântuirea oferită de Tatăl. Cei care au fost mișcați de cuvintele pastorului au făcut pasul în față pentru un început nou în Iisus Hristos, precum tânăra din imagine care a ieșit din public cu dorința sinceră de pocăință. Își dorește ca viața ei să se schimbe în bine și să-L onoreze pe Dumnezeu printr-un mod de viață diferit decât cel pe care l-a avut până acum. Doamna din imagine a simțit chemarea lăuntrică de a se apropia de Hristos. Își dorește să facă acest pas cu adevărat, fără să mai petreacă niciun minut departe de Dumnezeu. Aș vrea să fac tot posibilul să mă pot pocăi, să mă întorc la Dumnezeu cu adevărat și să fac pasul acesta cu adevărat. Sper să pot face pasul spre Iisus și spre Dumnezeu. Bărbatul din imagine s-a confruntat în viață cu greutăți și necazuri, fiind nevoit să ia calea străinătății pentru a depăși greutățile financiare. În momentele de cumpănă l-a căutat pe Dumnezeu, iar acum este bucuros pentru că în această seară l-a descoperit pe Domnul și Mântuitorul lui. O să mă pocăiesc de curând. Deci am de gând să mă pocăiesc și să-mi schimb viața din felul în care am fost. La JAC, Speranța s-a aflat într-o zi de sâmbătă, în data de 16 iulie 2011, programul urmând să se desfășoare în curtea școlii generale din localitate.
Jacques este un sat din județul Sălaj, aici existând importante vestigii arheologice datând încă de pe vremea romanilor. Pregătirile pentru acest eveniment au atras atenția în întreaga regiune, iar localnicii au răspuns în număr mare invitației de a fi prezenți la această întâlnire. O mare parte din curtea școlii era ocupată de publicul sosit la concert. A fost o bună alegere pentru participanți la această seară de suflet, deoarece muzica i-a apropiat pe oameni de Dumnezeu și i-a introdus într-o atmosferă de închinare. Mesajul biblic prezentat de pastorul Luigi Mițoi a fost inspirat din episodul răstignirii lui Isus, scenă relatată în Evanghelia după Luca. Pastorul a ilustrat suferințele Mântuitorului, vorbind despre sensul și semnificația morții Domnului Isus. Evanghelia prezentată de pastor a rezonat cu inimile împovărate de păcat. Atât de mult te-ai chinuit în viața asta, te-ai confruntat cu atâtea necazuri, ai plâns de atâtea ori, ai avut parte de atâta singurătate, de atâta amărăciune, de atâtea necazuri. Nu te-ai săturat de ele. A venit Prințul Cerului ca să-ți mântuiască sufletul. A murit pentru dumneata că nu există altă soluție, să plătească dreptății lui Dumnezeu, pe care ai ofensat-o prin toate plăcerile vieții păcătoase. Și în această seară te cheamă de parcă ai meritat, ca și cum n-ar putea să stai în cer fără dumneata și fără mine. Și spune, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați. Și apoi se angajează afirmând, eu vă voi da. Pentru acest tânăr, seara zilei de 16 iulie 2011 va rămâne de neuitat pentru că și-a condus fratele la Hristos. Bucuria lui este fără margini, iar acum speră că și ceilalți membri ai familiei vor urma acest gest. Ceva m-a împins la spate, o putere foarte mare și cu ajutorul fratelui meu, miște în față. Să încerc să pot convinge și familia, pentru că eu provin dintr-o familie de ortodox și soțul meu este tot ortodox și no, aș încerca să pornim spre altă cale și spre, nu știu, mi se pare că aici am găsit altceva. Vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu și vreau să-mi dăruiesc sufletul și inima Lui. Că vreau să-L cunosc pe Dumnezeu ca să mă ajute și ca să, nu știu, să mă pot mântui și eu, păcătos. Să-L cunosc mai mult pe Domnul și să ajung în ceruri. La Gherla, speranța s-a aflat în după-amiaza zilei de duminică, 17 iulie 2011, pe stadionul Olimpia. Întâlnirea de la Gherla a fost una dintre cele mai impresionante din cadrul acestui turneu. Pentru mulți dintre cei ce au ales să petreacă un timp special în acest loc, stadionul Olimpia a devenit spațiu de întâlnire, comunicare și împăcare cu Dumnezeu. Mesajele transmise prin cântare au înălțat și sensibilizat multe inimi. Pastorul Luigi Mițoi a prezentat Evanghelia pentru ultima seară în cadrul acestui turneu. Credeți că istoria seculară e mai autentică decât Biblia care spune că Iisus Hristos există? Cine te-a creat? Cui te-ai rugat alaltă când ai fost în spital cu un picior agățat? Cui te-ai rugat alaltă când un copil ți-a fost în problemă? Sau când familia ți-a fost în problemă? Sau când casa ți-a fost în problemă? Cui te rogi? Atunci Dumnezeu există? Credința este singura posibilitate de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Este cineva care vrea să fie mântuit? A întrebat pastorul, iar acestei provocări au răspuns mulți participanți din public. Această doamnă a venit în față, însoțindu-și fiica până aproape de scenă. O tragedie recentă le-a afectat viața de familie, însă în această seară au înțeles ce înseamnă să găsești liniște, pace și eliberare în Iisus Hristos. Cuvintele tinerei sunt emoționante. Iubirea pe care a dat-o Domnul pentru mine, deși nu o meritam. Vreau să o iau de la capăt, dar vreau să o iau cu Domnul. Și alți tineri își doresc să o ia de la capăt. Cu ochii jucând în lacrimi, ei își părăsesc locurile și vin în față să se roage pentru mântuirea sufletului lor. Poți să rămâi acolo unde ești, dar El a spus în această carte următoarele cuvinte. Cine se rușinează de mine și eu mă voi rușina de el. Dacă în ziua judecății
când vei fi în fața lui Dumnezeu și în stânga va fi raiul și în dreapta iadul. Hristos va spune, pentru că te-ai rușinat de mine, pentru că ai avut mândria și ambiția ta și eu astăzi mă rușinez de tine, ce vei face? Tânăra pe care o urmăriți acum aștepta de 2 ani ocazie să se poată apropia în mod decisiv de Dumnezeu, dar n-a știut cum să o facă. În această seară, Evanghelia a luminat drumul și a adus-o în prezența lui Dumnezeu. Sunt liniștită și sunt împăcată că am făcut ceea ce trebuie. Această tânără își regretă profund trecutul, fiindcă vreau să predau viața mâna lui Isus și nu mai vreau să mai fac nimic din tot ce am făcut. Nu o să mă mai întorc niciodată de la el. Simt că vreau să îmi predau Dumnezeu. Mă întorc de la păcate să mă pocăiesc. Am ieșit față pentru că așa mi-a spus inima. Am făcut ce am simțit și cred că am luat o decizie bună. Mesajul domnului pastor, lui Jimmy Soi, cred că a fost un mesaj pentru toată lumea și a atins nu numai trupurile, ci și sufletele, aia cred. Pentru iertarea păcatelor, în primul rând, și în primul rând pentru cum domnul pastor a predicat această predică deosebită, care a dat emoții și a încercat prin Domnul Iisus să ne ierte toate păcatele, sentimentele și clipele în acel moment când am dat mâna cu domnul pastor și cuvintele care le-a exprimat în această seară deosebită prin Domnul Iisus Hristos. La Hunedoara, evenimentul evanghelistic s-a derulat în seara zilei de 19 iulie 2011, începând cu ora 18, pe stadionul Corvinul din localitate. În ultimii ani, speranța a continuat să revină în acest loc, iar de la o ocazie la alta s-au adunat mărturii și experiențe impresionante ale celor care, într-un astfel de context, s-au întors la Dumnezeu. Și de această dată, organizatorii au păstrat convingerea că Evanghelia va câștiga noi suflete pentru Hristos. Cu aproximativ 2 ore înaintea începerii programului, oamenii de ordine erau deja pregătiți să întâmpine publicul. Chiar dacă era o zi de marți, hunedorenii nu s-au lăsat așteptați. Aceștia au sosit într-un număr mare, tribunele stadionului fiind arhipline. Din partea oficialităților locale au fost prezenți domnul Mircea Ioan Moloț, președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Bogdan Tâmpău, deputat de Deva, domnul Tiberiu Balint, vicepreședintele Partidului Național Liberal Hunedoara, precum și primarul municipiului Hunedoara, domnul Ovidiu Hada. Mesajul serii a fost prezentat și aici de pastorul Gabi Zăgrean. Hunedorenii au fost îndemnați să-și reevalueze corectitudinea alegerilor făcute în viață și să renunțe la stilul de viață vicios. În tribune, hunedorenii urmăreau cu atenție cuvintele pastorului, fiind cercetați prin Duhul Sfânt și conviși de păcat. Pastorul Gabri Zăgrean a îndemnat pe hunedoreni să nu ezite să facă pasul decisiv spre Hristos și să-și asume un nou început alături de Cel ce i-a mântuit. Tânăra din imagine a urmărit prezentarea pastorului cu atenție, iar cuvintele Evangheliei au pătruns în suflet, sensibilizând-o. Am asistat la o, așa zis, intrare către Dumnezeu, sau nu știu cum să-mi exprim, a fost foarte frumos, nu am cuvinte să spun ce am putut simți. Acest bărbat a fost primul care s-a decis pentru Hristos.
Imediat ce a ieșit în față, el s-a plecat pe genunchi rugându-se pentru iertarea de păcate și apropierea de Dumnezeu. În urma lui ies alte zeci de hunedoreni hotărâți să pună punct unei vieți păcătoase. Mulți dintre ei sunt cu privirile înlăcrimate, se roagă și își manifestă bucuria de a-L fi întâlnit pe Hristos. Sunt oameni care s-au simțit copleșiți de vină, au fost convinși de Evanghelie, iar acum au aflat ce înseamnă să primești pacea divină în suflet. Sunt o păcătoasă. Analizând atitudinea mea vis-a-vis de... Asta este concluzia. Gânduri foarte de bucurie, sunt foarte fericită. Așa am o stare de fericire, de mulțumire în suflet. Bărbatul din imagine provine dintr-o familie de credincioși evanghelici, însă abia astăzi l-a primit pe Iisus în propriei viață. Este bucuros și convins că Duhul Sfânt i-a atins inima și l-a apropiat de Dumnezeu. Sunt foarte bucuros. Sunt eliberat. Am simțit ceva prin corp așa, nu știu, ca un fulger. Această doamnă s-a aflat mult timp în căutarea păcii lăuntrice. A vizitat diverse biserici și a sperat să-L găsească pe Dumnezeu. Însă propriile vicii au împiedicat-o să ia o decizie concretă. În această seară a simțit că Dumnezeu i-a vorbit direct. Am vrut să fiu iertată și Dumnezeu a făcut o lucrare minunată cu mine și din cauza asta. Doamna pe care o urmăriți în aceste secvențe a sosit aici la invitația fiului ei. Evanghelia a convins-o că are nevoie de prezența lui Dumnezeu în viața ei. Deci aș vrea să mă întorc la Dumnezeu, aș vrea să mă botez. Toți avem nevoie de iertare în primul rând și pentru asta am ieșit în față, pentru iertare. Vreau să-L urmez pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos în primul rând, până la mormânt și chiar și dincolo de mormânt sufletul să fie mântuit. Da, mi-am dorit să vin, dar nu eram hotărâtă ce și cum și cu ajutorul mamei. Vreau să spun că place foarte mult. Mă simt altfel, nu știu, mai ușoară, nu știu cum să zic. O liniște, o pace, fericire și, nu știu cum să vă spun, așa, o seninătate. Misiunea Speranța s-a aflat pentru al doilea an consecutiv la Lipova. Și de această dată, evenimentul muzical religios a avut loc pe stadionul Șoimi Lipovei într-o zi de joi, 20 iulie 2011, începând cu ora 18. Încă de la primele ore ale dimineții se anunța o zi ploioasă, iar cu aproximativ 2 ore înainte de începerea programului, peste oraș s-a bătut o ploaie torențială ce părea să compromită întreaga seară. Stadionul Șoimi Lipovei se află într-o zonă de blocuri, iar la ferestre și balcoane puteau fi observate zeci de persoane urmărind cu interes ultimele